Alo. Bună, ce faci? Bună, uite, te tabără pe aici, pe Telegram. Da, uite ce mă gândeam, că noi alegem, deci lumea asta de aici e ca o clipă față de lumea dincolo care este o veșnicie. Și alegem fericirea asta trecătoare, adică o clipă, dar o pierdem pe cea veșnică. Da, pentru că noi cumva, adică ego crede că mai are timp, știi? Uite, spun la mine cum a mers până acum, de exemplu. Am făcut primele restrângeri, apoi și mai multe și mai multe și cumva ego a zis, păi e suficient, că cred că el a zis. Și aici uneori nu-ți dai seama că da, de fapt, ce realizez acum este că mereu trebuie să tot creștem, să tot creștem această înfrânare și dăruire, știi? Ego a făcut niște, hai, gata, am dăruit acum 7 sari de haine, hai că am făcut și înfrânare, am trecut pe alcalin, stai că mănânc și doar o dată pe zi, deci gata, cam asta e treaba. Dar eu observ că nu e așa, tu ce zici? Da. Uite ce am observat cu cât de bună este restrângerea. Chiar te ajută foarte mult, că slăbește puterile trupului. Am intrat recent 3 zile, am stat numai pe lichide, fără hrană solidă. Abia în a treia zi, bine că începe din zi în zi, încât să te desprinzi de lume și materie, pentru că mă uitam azi că deci cumva slăbește din puterile trupului și nu te mai interesează de lume, de materie, de tine și rămâi fără gânduri, că în momentul când nu te mai interesează lumea și materia, gândurile tale nu se mai raportează la un eu, că dispare. Că eul este înființat când se raportează la exterior, la lume, la materie. Dacă nu vrei lumea și materia, dispare și eu. Că gândurile lui sunt legate de lume și materie și dorințele lui. Adică de cât mai multă suferință. Asta caută. Te pune să mănânci și după aia te învinovățește. Da, asta ziceam mai devreme într-un binar, că tot el după aia când te învinovățește, tot el te și învinovățește, dar se și opune la suferință. Știi? Pentru că după Și se îți dai opune seama. că vrea mai multă suferință. Deci se opune și prin opunerea aia tu suferi mai tare. Că Da, nici nu accepti da, suferința actuală, nu? da, da. El întotdeauna caută traumă, victimizare, suferință cât mai multă, durere și deci dacă să zicem că noi ne lovim la un picior sau ne lovim, el dramatizează și o face cât mai puternică durerea. Știi? Adică în Da. momentul când de ce să plângi când te lovești, când poți să râzi? Cine zice că trebuie să plângi? Poți să râzi. Și imediat nu te mai doare nimic dacă începi să râzi. Dacă nu mai vezi chestia aia ca și durere și o inversezi. Când ai motiv să te superi, atunci să te bucuri. Când nu vrei să accepti, atunci să accepti. Inversezi. Cine zice că trebuie să te superi? Te bucuri. La supărare te bucuri. Sau cumva rămâi indiferent la tot ce vine din față. Pentru că dacă nu rămâi indiferent la tot ce vine din față, intri în dualitate. Adică dacă tu vei fi în bucurie, va urma și tristețea. Dacă vei fi entuziasm, urmează și dezamăgirea. Pentru că intri în mecanismul ăsta al dualității opuse. Da, uite, da, așa este. Da, uite, când, de exemplu, te simți în pace. Uite, eu mai devreme am mers vreo 3 ore pe jos, începuseră să mă doară picioarele și aici am reușit imediat să iau gândul ăsta, că am zis nu vreau să mă identific cu corpul și doar să văd ca un lucru bun că eu primesc energie când fac aceste plimbări. Și mă simțeam bine, să zic așa. Deci eram în pace, cumva în liniște, dar exista această etichetă, că sunt în pace, în bucurie.
Și cum să faci să nu, exact cum ai spus, să nu mergi spre entuziasm? Cred că e vorba de exercițiu și ulterior se aliniază ele, plus cu minus. Da. Entuziasmul e ca și, deci e o, ca și frica, știi? Te duce în opus. Deci trebuie să ne ferim și de entuziasm și de, nu că să ne ferim, ca să e o fugă. Să fim în pace. Pentru că, uite, ca să, dacă vrei să scoți niște informații de la un om, ori faci să entuziasmeze, atunci el de entuziasm și de bucurie, el va spune tot, fără să-l mai forțe, știi? Și Da. ori îl sperii, îl bagi prin frică, încât vei scoate ce vrei de la el informații. Dar entuziasmul ăsta cumva suntem așa manipulați emoțional. Că când ne ducem prea mult și ne ia din energie. Ne ia din energie și după aia ne simțim triști. Entuziasmul e ca focul ăla de paie, să aprinde mare așa și după aia să stinge repede. Să faci un foc mare și să stinge repede. Sau revii la o stare așa, nu neutră, că neutru e bine. Așa, deja, exact, poate nu devii trist, dar îți cade energia, cum ai zis și tu. Devii posomorât, devii Da, nemulțumitor, așa, nu... că ți-ai consumat-o prea repede. Noi Da. când, dar ce trebuie să facem, uite, când primim multă energie? Și dăruire. Dar cu cât ai energie subtilă, Divinul te inspiră ce să faci. Îți trimit oameni să te dăruiești, să slujești, intri în restrângere. Deci Divinul are grijă, nu trebuie să ne întrebăm, pentru că nici măcar n-avem energia necesară, aceea subtilă, dar păi să avem mai multă. Că dacă am avea energia aceea necesară subtilă, păi noi am refuzat din prima și prăjitura și friptura și grătarul și tot. Da, așa e, dacă Adică am spune nu cu ușurință la plăcerile și atracțiile lumii și da la toate solicitările și greutățile care ne scad orgoliu. Da, ar veni automat din energia subtilă. Dacă ești Dar, divin. da, se leagă, cred, cu ce am zis, adică ce zic eu, se leagă cu ce am zis noi adineauri cu entuziasmul. De exemplu, reiau exemplul ăsta cu mersul pe jos sau orice face cineva așa, care vine cumva din minus energie, poate ai avut niște zile de cădere, faci o chestie de asta, zici gata, te apuci, mergi pe jos, strângi hârtii, faci înfrânare de mâncare, câștigi niște energie, dai ascultare fiecare ce face și îți vine, știi? Simți deja că te-ai încărcat. Da. Și după aia, ego are tendința imediat să vrea să descarci. De Și exemplu, da. pe mine acum mă țâcâie că hai să mâncăm și noi ceva, s-a dus ziua, știi? Ce facem? Și faci și tu ca Sfinții Părinți, îi spui, las că-ți dau mâine. Și când vine mâine, îi zici, las că-ți dau la ora 15. Și când vine ora 15, îi spui, lasă că mai așteaptă 3 ore, că-ți dau la ora 18. Și zice, păi a trecut ziua, las că-ți dau mâine, că apoi seară. Da, e bun așa. E bun. Dacă l-ai terminat, iarăși e ego. Unde e ego-ul? Unde e suferința? El asta caută. Traumă, suferință, victimizare, atenție, să fie pe primul plan, asta caută el. Da, cum nu ne mai identificăm cu el? Și când te manifesti ca suflet, când nu e destul să spui ăsta e ego-ul, ăsta e sufletul. Când te manifesti ca sufletul, atunci prinde puteri sufletul și îl domină pe ego. Și atunci afli cine ești tu ca ființă? Păi nu trebuie să vezi cine nu ești tu. Toate programele mentale nu ești tu, programele sociale nu ești tu, problemele familiare nu ești tu. Deci toate programele astea care ni s-au indus, care sunt luate din exterior, nu sunt eu. Deci tot ce vine din exterior, tot ce am primit, că mintea e clădită pe informațiile care le-a primit din exterior. Și eu nu sunt, pentru că ego-ul este exteriorul, lumea, materia. Deci îi decoșești ca o ceapă. Dai prima frunză, vezi că nu ești tu, toate concepțiile, toate filozofiile, ideologiile,
dorințele și toate astea. Și vezi că tu ești doar pacea, tu ești doar liniștea, ești el. Nu trebuie să te implici, nu trebuie să faci nimic. Tu ești ca observator, ești cum n-ai exista, știi? Nu te implici, nu intervii, nu faci nimic, doar ești în pace aceea. Și când ești în pace, Dumnezeu te inspiră. Te inspiră ce trebuie să faci. Și dacă totuși ego simte că pierde ceva, și normal. Că primele dăți cel puțin o să simtă. Da. Sau mă rog, depinde de intensitatea programului, că poate unii am luptat, am șters poate mai ușor niște programe și... Păi ego-ul să teme cel mai mult să nu mai fii un consumator. Să teme de înfrânare, e frică de restrângere, că când începem să ne restrângem trupul, el îți pierde din putere. Și se mai întâmplă să zicem că nu mănânci toată ziua, dar te atacă ego-ul după aia cu o foame puternică, de mănânci mai mult decât mâncai înainte, mai înainte când mâncai de obicei, știi? Îți dă un surplus așa de mâncare. Ca să cum ar veni că să răzbună, știi? Da, așa e, așa e. Păi și cum o faci să nu îl asculți atunci? Ca să faci restrângerea ușoară și ca să nu se răzbune, trebuie să fie dăruire, slujire, să alegi greu, că te încarci cu energie subtilă. Da, să lucrezi pe alte planuri. De exemplu, eu dacă, ca să fiu mai concret, îi spun acum, cum ai zis tu mai devreme, las că îți dau mâine, trebuie să am grijă și să fac alte lucruri, da, ca să nu vină să te răzbune, nu? Da, când începi să slujești, dăruiești, scade mintea, că nu mai ești cu atenția pe ea. Ego-ul, da. Da, deci să continui și practicile. Da, da, da. Foarte fain asta. Că era o vorbă, ci că când nu ai ce face, îți dă diavolul de treabă, adică ego-ul. Când n-ai activitate, vine ego-ul și spune ce trebuie să faci. O activitate în folosul celorlalți. Super asta, mulțumesc, da. Că cred că eu cumva așteptam, adică după asta te-am într-o observare. Zic acum, ok, da, asta nu e destul doar observ, adică mă restrâng, dar observ că mi-e foame, îl observ pe ego, dar cu observarea tot mă face, tot să răzbună. Da. În momentul când eu intru pe faza asta activă a iubirii, de a sluji, de a dărui, el cade. Super, super. Deci nu e destul observator, că nu te încași cu energie, doar observi. Momentul când te-ai dus spre divin, adică ce face și ce a făcut, ce face și Isus, comportamentul lui Isus, să-l pune. Isus era umil, a slujit, a spus, n-am venit să fiu slujit și să slujesc. Deci cumva vrei să spui că păstrăm restrângerea prin altă restrângere. Prin sacrificiu de sine. Adică da. Ce înseamnă? Îmi sacrific binele. Să zicem că dacă vreau să stau jos, stau în picioare. Dacă mi-e somn, nu mă bag la somn. Dacă aș mai vrea să, când dimineața aș mai vrea să mai dorm, mă trezesc. Adică îmi sacrific binele. Comoditatea. Sacrificiul ăsta de sine, zi de zi. Zi de zi în cantități mari. Cu cât ești perseverent, cu atât se pare mai ușor. Deci devine din ce în ce mai ușor. Ce se întâmplă? Se schimbă, ieșim din rutina aceea și devine un comportament zilnic. E cum intri în ritm, cumva. Depinde, cred, înțeleg ideea ta, dar... zic așa prin toată lumea, cred că depinde totuși și ce programe ai, știi? Adică... Și când înțeleg că... Păi, înțeleg că nu sunt niciun program. Eu doar sunt, n-am niciun program. Deci, când noi gândim pentru că avem programe. Dacă nu mai am programe, de ce mai trebuie să mai gândesc? Că gândurile mele se raportează la programe. Iar programele sunt legate de lume și materie de exterior, care îmi ia energie. E risipă de energie când ne ducem spre exterior. Doar ne ia din energie. C-
Când nu avem energie, suferim. Atenție spre exterior, cred că înseamnă, uite, și când te plimbi prin oraș, să nu te uiți după foarte multe lucruri, să te uiți mai mult la natură. Tu ce părere ai? Să nu te uiți neapărat în vitrinele magazinelor sau să... Da, că acolo e atenție pe lume și e risipă de energie. Da, și poate să te prindă, cred. Poți să vezi... Și te prinde că ții gândul la ele. Și cumva te face ca să dorești. Că exact. Îți dă ideea că ai avea nevoie de ceva din exterior ca să fii împlinit. Când de fapt ca să fii împlinit trebuie să duci lipsă de ele. Noi căutăm fericirea, dar noi suntem fericiți și în clipa de acum. Deci când decojești toate programele alea cu o coajă de ceapă și îți dai seama că tu nu ești niciun concept, nici o filozofie, nici o ideologie. Și ajungi la miezul ăla pur și crud. Tu îți dai seama că ești pacea, ești liniștea, ești fericit, n-ai nevoie, deja suntem fericiți. Când ne ducem spre exterior, spre materie, spre lume, ne atașăm. Și atunci pornește mecanismul ca să suferim și să fim desprinși. Dar noi suntem fericiți. Deci în momentul ăsta noi suntem liniștiți, suntem... Numai gândurile și dorințele astea ne opresc. Noi putem... Identificarea cu ele. Scuză-mă. Da, da. Ca să cadă gândurile și dorințele astea, ca să ne dăm seama că suntem starea de a fi, adică în liniște, suntem fericiți. Trebuie să slujim și să dăruim. Cam observa când începi să slujești, să te dăruiești, să dai întâietate, să vezi bucuria celorlalți, atunci te vezi împlinit, fericit. Și te vezi fericit pentru că a căzut mintea, numai gânduri și dorințe. Dar ca să nu mai gânduri și dorințe, trebuie să fii întotdeauna într-o slujire, într-o dăruire, totul pentru ceilalți. Păi și dacă, de exemplu, nu prea ai solicitat sau, altfel spus, între pe tine. Te restrâng. Cum faci tu care nu ai atâtea provocări? Da, uite, dacă să zicem că ești singur, da? Da, exact. Și te restrângi, dar vrei energie prin dăruire și slujire și nu ai cum. Atunci începi să alegi greu și începi să dai cu mătura, începi să speli vasele, începi încât părinții, să zic, când vin acasă, ei să vadă că eu le-am făcut pe toate. Am curat, am dat cu mătura, am spălat vasele, am așezat îmbrăcămintea, chestiile astea, adică aleg greu. Dacă am terminat astea, mă duc să strâng gunoaie, mă duc să dau cu grebla, mă duc să sap, chestiile astea. Adică să nu fiu în comoditate. Deci cumva noi, dacă totuși vrem să ne facem un plan, să zic, în ghilimele, un program al zilei, ăla să fie pe dăruire și înfrânare, corect? Da, dar nu poți să faci spontan, sufletul întotdeauna e pe spontan. E spontan, dar poate să fie spontan, să păcălească ego și să joacă, nu știu, să... Uite, programul ăsta, zici, uite, mâine vreau să nu mai mănânc ca să mă restrâng și să crească puterile sufletului. Și nu o să faci, că e un program, e chestie mental. Deci mentalul e ego-ul. Trebuie să fii în afara mentalului. Când ești în afara mentalului, nu mai este nici timp. Nu mai este interval de timp, deci nu mai ai nevoie de program. Da. Trăiești veșnicia de acum, că veșnicia înseamnă lipsa timpului, a minții, a ego-ului. De ce oare, uite, eu în ceea ce privește serviciu, acolo cumva am noțiunea timpului, dar când nu este ceva pentru serviciu de făcut, o pierd total noțiunea. Nici azi mi se părea că e vineri, de exemplu, și cred că e miercuri, de astea. Da, că acolo ești condiționat de timp. Mhm. Și ce să facem acolo? Ca să se poate întâmpla la fel și... Nu, doar când ești în pace, cade mintea, ești în afara timpului. Și ești inspirat, intuiești și ești la locul potrivit, cu oamenii potriviți, se întâmplă lucruri armonioase.
Că ai zis că sunt condiționată de timp la serviciu. Da, da, ești condiționată de timp pentru că te ține în minte. Serviciul și exteriorul ne ține în minte că trebuie în gânduri. Și în momentul când eu sunt liniște, sunt pace, cad gândurile și sunt condus de divin. Că se creează golul. Deci unde e pacea, e golul. Că da. Dacă nu-i gol, n-are cum să fie pace. Și vine miracolul. Da, cred că sunt totuși niște programe ceva și pe acolo. Trebuie să studiez mai bine. Sunt programe care se șterg prin acceptare, prin cedare, prin exact, dată întâietate. Exact. Cred că e o etichetare, iarăși, da. S-ar putea ca poate serviciul să le eticheteze într-un fel și, uite, această convorbire cu tine în altfel și să mi se pară sau o plimbare, o etichetez ca fiind, în ghilimele, bună și plăcută. Da, împărțim în bine și rău, le catalogăm da. Și, sau imităm un anumit standard. Da, credem că dacă cineva face un anumit fel, ar trebui să facem și noi. Când fiecare are calea lui, dar singura cale e iubirea asta, să slujești, să dăruiești. Mm-hmm. Că asta e Dumnezeu, e iubirea. Ce ai mai experimentat zilele astea? Restrângere. M-a apucat foamea și m-a dus să aleg ceva greu. Să... Și în momentul acela aveam un ceas la mână care la oră fixă îmi vibrează cum ar veni. Și puneam rumeguși în saci și mă abandonasem așa, nu mă mai interesa de lume, de materie. Eram gol așa, nu mă mai interesa nimic, nu mă mai raportam la niciun gând. Și în momentul acela când s-a creat golul, ceasul mi-a vibrat și scria pe el gol. Îți dai seama? Scria gol. Wow! Da. Foarte, foarte fain. Da, am avut și eu azi multe sincronicități din astea. Ascultam chiar un binar cu tine unde tu ziceai de lăcomia pântecului și în momentul ăla mi-a apărut pe un zid lăcomia este cea mai mare problemă a lumii sau ceva de genul. Da, consumul. Dar imediat mi-a apărut în aceea secundă. Da, sincronicitate. Ia să văd dacă am mai am vreo întrebare așa să discutăm. Care crezi tu că sunt top practicile de dăruire și înfrânare? Există un... Ai putea face un top? Crezi că are sens? Nu, că asta e tot o clasificare a minții. Să cum ar veni, căutăm cum să facem, cum să ajungem. Dar sufletul e spontan, dar simți. E nevoie doar să fii în pace, în liniște. Adică să zicem, într-o situație, da? Dacă conflict de neacceptare, ce-ar fi fost dacă n-aș fi existat? Și știți starea aia? Se întâmplă cum n-aș fi existat. Dacă să zicem că văd o știre, aud o critică, o nemulțumire, e să fii cum n-ai existat, adică să nu te afecteze. Să nu te afecteze nimic din lumea aceasta. E cum te-ar afecta un vis și după aia ne trezem și zici, păi de ce m-a afectat un vis? Asta e lumea, un vis. Da, interesant. Și consumăm atâta energie, știi? Ne luptăm să câștigăm, ne apărăm. Și pentru da, vrem, ce? Vrea ego mereu un rezultat și asta vreau mie să te mai întreb. Da, vreau câștig. Da. Inclusiv cu asta ce te-am întrebat, ai zis tu că este cumva o întrebare a minții și așa e, pentru că ea vrea un rezultat, vrea să scape de suferință, dar da. Așa zice că vrea să scape de suferință, da, dar prin aceste întrebări caută suferința, nu? Cui pe cui să scoate, scapă de suferință numai prin suferință. Deci ea încearcă să evite suferința, dar de fapt o caută în același timp, e... Și o caută prin plăcere, prin interesul lui, prin binele lui. Binele nostru e suferința noastră, interesul nostru e durere. Tot ce înseamnă al meu, posesie, e durere, e suferință. Cum,
Cum nu mai folosești eu ca să nu te identifici cu ego în discuțiile cu persoane care Păi, nu au... Să zicem, în loc să spui eu am mers la plimbare, spui am mers la plimbare. Nu mai spui eu. Și crezi că e de ajuns dacă zic da, uite, nu poți să zici m-am enervat aseară. Și cine s-a enervat? Ego-ul. Îți dai seama că e manifestarea lui. Nu mai zici deloc, cred. De exemplu, vrei să povestești cuiva, dar nu care are înțelegerea asta. Îi spui ego-ul meu s-a enervat. O să zică că ești nebun. Ce e ego-ul? Atunci îi spui eu-ul meu, eu m-am enervat, dar eu nu sunt acesta. Asta da, cred că... Bine, și ei s-ar putea să ți adreseze... Cum adică nu ești tu? Adică oamenii identificându-se... Dar nu o să-ți mai spună, dacă ești în pace și în liniște, n-o să vină, oamenii vin pe vibrație. Dacă noi, dacă noi suntem în acceptare, nu o să spună ceva ca să ne deranjeze. Că nu mai împărțim în deranj, nederanj. Da. Cum... Ce faci, mă, de Paștele Egoului? Păi, cum sărbătorim? Dacă mă iei din timp, să zicem, cu săptămâna patimilor, cu restrângere și cu dăruire, când vin bunătățile, tu uiți cu indiferență la ele. Dacă atunci, am mijloc cu tentațiilor și atracțiilor, spui nu, adică când pe masa, când de Paște ai masa plină și spui nu, păi gata, ai biruit. Ești în suflet. Păi ce să faci? Nu mănânci nimic? Sau mănânci un pic așa cu familia? Mănânci puțin, da. Mănânci, dacă ești cu familia, mănânci puțin. Da. Și să faci așa un gol între tine și mâncarea aia, să nu te identifici. Sau când te duci spre mâncare, să ai energie subțială în spate. Adică, dacă să zicem că te pun părinții să mănânci așa, să nu vină suferință, să ai în spate acumularea aceea de energie subtilă, adică o săptămână, să zicem, dăruiesc, slujesc, fac sacrificii de sine, mă abandonez în orice situație, încât, să zicem, de Paști mă pune să mănânc. Mănânc, dar nu o să mă învinovăsesc, nu o să mă victimizez, că eu am energie în spate și nu mi-am consumat toată energia. Da. Dacă nu mai ai întrebări, închidem. Închidem momentan. Mulțumesc. Merg. Pa, pa. Pa, pa.